la știri. Nici o masă fără pește. Vă mai amintiți sloganul care a făcut istorie până în anii 90? Ei bine, după 20 de ani, tot mai mulți români se întorc la produsele care au la bază peștele. Așa se face că an de an consumăm tot mai mult pește, în special cel congelat mai ieftin. Cei care au vrut să guste o saramură de crab cu mămăliguță și să redescopere gustul de pește proaspăt au avut ocazia în acest weekend la târgurile tradiționale. Cu mămăligă și usturoi sau cu saramură și leuștean, bucureștenii care merg la târg pot să aleagă peștele sau felul în care acesta este gătit. Care sunt specialitățile din pește pe care ne le oferiți? Bună ziua, în primul rând. Noi vă așteptăm și astăzi ca de fiecare dată la agronomie, cu păstrăv prăjit proaspăt, cu mămăliguță și usturoi cu leuștean, așa cum se face la Palanca la Bacău. Păstrăvul afumat, pe care l-am împachetat și în hârzop de brad, cum se spune la noi, hârzop de brad. Se păstrează, se menține mult mai bine. Avem o multitudine de pești. Aici este dorada, da? Care se găsește incredibil și în Marea Neagră. Da? Avem bibanul de mare, care se găsește și în Marea Mare, în Marea Neagră. Avem macroul, uitați ce silver albăstrui extraordinar. Și bineînțeles avem crapul nostru cel de toate zilele. Iar pentru cei care vor să încerce și ceva mâncăruri speciale, bucătarii au pregătit la grătar și rechin alb și albastru. Ce este foarte interesant însă este conservarea în textul baladei populare românești a meniului domnesc, meniul de curte domnească, în care sunt amintite numeroase specii de pești scumpe. Masa scumpă, masa domnească, era alcătuită din pește. Ceea ce rămâne pentru iubitorii de pește e lesne de înțeles. Vă rog frumos, veniți la târgul din parcul Institutului Agronomic, târg de produse tradiționale românești și ecologice. Duminică este ultima zi în care în parcul Institutului Agronomiei pot fi savurate scoici pane, saramură de crab românesc și alte zeci de delicatese din pește și fructe de mare.